Cel mai mare mall regional din de sud a României, cu excepția capitalei, și-a deschis astăzi porțile pentru toți cei care își doresc îmbinarea perfectă între posibilitatea de a face cumpărături și modalitățile inedite de petrecerea timpului liber. Cele mai cunoscute mărci din lume vor fi de astăzi înainte prezente la Ploiești, cu oferte pe măsura calității produselor. Sunt ploieșteancă și îmi doresc de mult și eu să avem și noi un spațiu în care să ne petrecem timpul liber cu mai multe activități, să găsim într-un centru comercial, ca în orice mall modern, atât cinematograf, avem aici Cinema City, operatorul Cinema City cu 12 săli de cinema, cel mai mare din afara Bucureștiului, avem loc de joacă pentru copii, avem restaurante mult așteptate, avem marile branduri care au venit în Ploiești Shopping City și pe care le așteptau în special doamnele și domnișoarele din Ploiești, dar nu numai, și domnii. Ploiești Shopping City este dezvoltat pe o suprafață de 55.000 de metri pătrați. Aici veți putea face de asemenea și o călătorie culinară de excepție. De la specificul bucătăriei americane la cea orientală sau franțuzească, zona de food court își propune să vă încânte simțurile cu cele mai alese bucate. Vorbim de cele mai frumoase branduri în premieră pentru piața românească de retail. La fel și designul, dacă uitați la centru comercial, și designul și atât tenor mix-ul sunt cu totul diferite pentru tot ce înseamnă peisajul retail-ul românesc. Am înțeles că m-ai pregătit o surpriză celor care vor veni la mall, un patinoar. Da, avem și un patinoar. Va fi unicul centru comercial în afara Bucureștiului cu patinoar. La fel și Cinema City, care va avea 12 săli, va fi cel mai mare cinema din afara Bucureștiului. Conceptul Ploiești Shopping City oferă de asemenea alternative minunate de petrecerea timpului liber și pentru copii. Cel mai inovativ concept de loc de joacă din România va putea fi de astăzi deschis pentru toți copiii. Un alt plus adus de Ploiești Shopping City în materie de distracție este terasa exterioară a mallului, acolo unde, pe o suprafață de 450 de metri pătrați, va fi amenajat pe timpul iernii un patinoar în aer liber.